Voi să privim la Psalmul 54, având următoarele întrebări introductive. De ce te rogi? Ce ți-ai dori să se întâmple în urma rugăciunilor tale? Sau de ce îi ceri ajutorul lui Dumnezeu? Dacă te gândești la ultimele lucruri pe care le-ai cerut lui Dumnezeu, modul în care te-ai raportat la El în rugăciune, ai putea spune despre tine, dacă ești sincer, că ai fi bucuros ca Dumnezeu să-ți răspundă doar la lucrul specific pe care tu ai ales să-L aduci înaintea Lui. Sau ar trebui să te mai gândești și la altceva? Ar trebui să te mai gândești la altcineva? Atunci când vii specific cu o nevoie urgentă, un lucru important din viața ta. Psalmul 54 este compus pe vremea când zifizii s-au dus la Saul și au zis: David se ascunde printre noi. Și acest detaliu poate fi așezat în două texte din cartea 1 și 2 Samuel. 1 Samuel 23 sau 1 Samuel 26. În ambele texte, zifiții îl trădează pe David. În ambele texte, David este în același loc, pe dealul Hachila la sud de Eșimon. Cetatea Zif este în centrul hartei, în acel dreptunghi roșu. Făcea parte din teritoriul seminției lui Iuda, era la vreo 35 de kilometri sud de Ierusalim. Și locația, deșertul Zif, era foarte bun pentru un fugar, precum era David. Era o regiune muntoasă și era o locație ideală atâta timp cât era ajutat, protejat de localnici. Din momentul în care dispărea sprijinul, devenea un coșmar. În primul text, 1 Samuel 23, aflăm că David ajunge să locuiască în deșert după ce Dumnezeu însuși îi spune să plece din Keila, să iasă din mijlocul cetății pe care tocmai a eliberat-o de filisteni, pentru că dacă ar fi rămas acolo, filistenii ar fi pus mâna pe el, sau l-ar fi pus mâna pe el. Oamenii din Keila l-ar fi trădat, deși tocmai a eliberat, l-ar fi trădat și l-ar vândut pe mâna lui Saul. Dar ce evidențiază autorul este protecția lui Dumnezeu pentru David. David a locuit în deșert, în fortificații. A locuit pe muntele din deșertul Zif. Saul îl căuta în fiecare zi, însă Dumnezeu nu l-a dat în mâinile lui. Dumnezeu l-a protejat. Dumnezeu a fost ajutorul lui. Chiar dacă pentru tot restul vieții lui Saul, fiind infectat de invidie, măcinat de invidie, Saul a încercat să-l ucidă pe David, până în ultima zi în care a trăit. În mod ironic, Ionatan este cel care vine la David și vine repede și a întărit încrederea în Dumnezeu. De ce? Pentru că și Ionatan se credea în Dumnezeu. Și Ionatan își dorea ca promisiunile lui Dumnezeu să se împlinească. Știa că planurile tatălui său sunt meschine, sunt egoiste, sunt motivate de invidie, dorința de a avea puterea pentru el. Și de aceea Ionatan are curajul să accepte și să declare că David va fi următorul rege. Nu te teme, pentru că mâna tatălui meu Saul nu te va găsi. Tu vei domni peste Israel, iar eu voi fi al doilea după tine. Chiar și tatăl meu Saul știe că este așa. Și în auzul prietenului său, Ionatan repetă promisiunile lui Dumnezeu. Dumnezeu e credincios. Dumnezeu va face ce a spus. Va împlini ceea ce ți-a promis. Și în felul ăsta îi întărește lui David încrederea în Dumnezeu. În schimb, o cetate întreagă se transformă, cetatea Zif, se transformă în echipa de informatori a regelui respins. Și bat drumul până mai sus, la Giva, în cetatea lui Saul, ca să îl vândă pe David. Zifiții s-au dus la Saul în Giva și au zis: oare nu se ascunde David printre noi? În fortificațiile de la Horeș, de pe dealul Hachila, care se află la sud de Eșimon? Acum, o rege, coboară, fiindcă aceasta este toată dorința sufletului tău, iar noi îl vom da în mâinile regelui.
Și el le răspunde pe măsură, plin de ipocrizie. Fiți binecuvântați de Domnul, pentru că ați avut milă de mine. Duceți-vă, vă rog, să mai cercetați. Aflați și locul în care se află, precum și cine l-a văzut acolo, pentru că mi s-a spus că este foarte șiret. Cercetați, aflați toate locurile în care se ascunde și întoarceți-vă la mine cu vești sigure. Atunci voi veni cu voi și dacă se află în țară, îl voi căuta printre toate miile lui Iuda. Acestea erau planurile oamenilor. Asta și-au pus în gând să facă alianța formată din Zifiți și Saul. Dar naratorul insistă să prezinte purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte de ieșirea din Egipt? O pleca noaptea din țară și textul ne spune că Îngerul Domnului a coborât în urma taberei. Și era ca un stâlp de nor. Spre evrei era luminos, spre egipteni era întunecat. Așa că toată noaptea cele două tabere au stat la distanță. Dumnezeu a păstrat distanța între ele. De data asta Dumnezeu nu trimite un nor, dar folosește un munte care era acolo în același scop. Saul mergea pe o parte a muntelui, iar David și oamenii lui pe cealaltă parte. David se grăbea să se depărteze de Saul, în timp ce acesta și oamenii lui încerca să-l înconjoare pe David și pe oamenii lui, ca să-l prindă. A venit însă un mesager la Saul zicându-i, grăbește-te să vii, pentru că filistenii au invadat țara. Și atunci Saul a încetat să-l mai urmărească pe David și a plecat să lupte împotriva filistenilor. Locul acela l-au numit Sela Hamahlecot, adică stânca separărilor. Dumnezeu i-a separat, Dumnezeu i-a ținut la distanță ca să nu își împlinească Saul planurile. A doua ocazie posibilă pentru scrierea psalmului este în același loc, dar este descrisă în 1 Samuel 26. Este ultima întâlnire dintre Saul și David. Ultimul dialog pe care cei doi îl poartă. Și întâlnirea este aranjată de aceleași personaje, de trădătorii din Zif. Zifiții au venit la Saul, la Giva și au zis, David se ascunde pe dealul Hachila, la sud de Eșimon. Și evoluția e surprinzătoare din nou. David are curajul să coboare alături de un singur om. Doi bărbați coboară în tabăra lui Saul. Aparent, este ocazia ideală ca să-l ucidă din nou pe Saul. De ce? Pentru că Dumnezeu intervine în mod direct. Nimeni n-a văzut, nimeni n-a știut nimic și nimeni nu s-a trezit. Pentru că toți dormeau, căci un somn adânc de la Domnul căzuse peste ei. Și nepotul lui, care era și comandantul unei părți armate pe care o avea, pretinde că îi oferă interpretarea din partea lui Dumnezeu. Domnul a dat astăzi pe dușmanul tău în mâna ta. Lasă-mă, te rog, te ajut eu. Nu mai trebuie să te uiți. Să-l țintuiesc cu sulița de pământ, cu o singură lovitură, fără să mai fie nevoie de a doua. Dar David dezvăluie cine e ajutorul lui. În cine se încrede? Care sunt promisiunile pe care se bazează în viață? Nu-l doborâ. Că cine ar putea să-și întindă mâna împotriva unsului Domnului și să fie fără vină? Viu este Domnul, că Domnul îl va lovi. Fie va sosi timpul și va muri, fie va pleca la luptă și va pieri. David e convins că Dumnezeu nu are nevoie de ajutorul lui. Dumnezeu se descurcă singur, foarte bine, cu Saul. Ce a făcut cu Nabal, Dumnezeu putea să facă și cu Saul. I-a dat un somn adânc, putea să dea un somn veșnic. Saul să rămână acolo. N-avea nevoie de intervenția sau ca David să-l grăbească în vreun fel. Dar el avea nevoie să aștepte ajutorul și împlinirea cuvintelor lui Dumnezeu. Și asta ne învață, de fapt, prin psalm. Cere ajutorul lui Dumnezeu. Încrede-te în ajutorul lui Dumnezeu. Celebrează ajutorul lui Dumnezeu. Cere-l, încrede-te și celebrează-l. Psalmul 54 este o lamentație. Un plâns. Un plâns al credinciosului. Care ne arată că da, trăim într-o lume întunecată, da, e o lume atinsă de păcat și ne doare de atâtea ori să trăim în această lume.
Dar singurul care poate fi alături de noi la fiecare pas, singurul care ne poate duce cu bine la capătul drumului, este Dumnezeu însuși. Psalmii, de fapt, prin ordinea canonică ne arată acest lucru. Numai ultimele cinci cântări, sau ultimele cinci cântări sunt exclusiv de laudă. Numai bucurie în prezența lui Dumnezeu. În schimb, până acolo, sunt toate lucrurile din viața creștină. Și nu-i numai bucurie. Că e și durere. E și plâns. Și nu știu cum e viața ta acum. Sau cum ți-ai dori să fie viața ta de rugăciune. Care-i idealul tău de rugăciune? Dar iată ce ne învață psalmii. Aceasta e o grupare grafică a psalmilor în funcție de tipul lor. Pata cea mai mare, albastră, pe care o vedeți de la distanță, sunt psalmii de plângere, de lamentație. Mai mult de o treime din psalmi sunt plângeri. Dacă Dumnezeu și-a propus să ne înnoiască după chipul Fiului Său, și așa arată rugăciunile credincioșilor, asta e viața de credință. Nu ne putem aștepta să fie numai cântec și voie bună. Și noi să mergem numai zâmbind prin viața de credință. Dacă acestea sunt lamentațiile, ele au fost scrise și pentru văile noastre, nu doar pentru văile lor. Ăsta e drumul credinței, care este valabil și pentru noi. Aparițiile termenului Sela împarte psalmul în două strofe. În prima, David vine înaintea lui Dumnezeu, îi cere ajutorul, plânge înaintea lui, își acuză dușmanii, dar apoi se oprește o vreme. Nu știm cât a durat tăcerea dintre cele două strofe. Dar în a doua strofă, el se încrede în ajutorul lui Dumnezeu. E o altă inimă în David. Îl declară pe Dumnezeu ajutorul lui. Deși nu-și termină rugăciunea, el celebrează răspunsul Domnului care urmează să vină, pentru că este convins că Dumnezeu va interveni în dreptul lui. Dacă David ar fi fost interesat doar să-i fie rezolvată problema urgentă, îl urmăreau ca să-l omoare, era o problemă urgentă, era gravă, avea nevoie de un singur verset din psalm ca să vină cu această cerere înaintea Domnului. Fie ca răul să se întoarcă asupra celor ce mă pândesc. În credincioșia ta nimicește-i. Cererea asta era suficientă ca să-i rezolve problema specifică a lui David. În schimb, ceea ce el spune în prezența lui Dumnezeu, ceea ce ne lasă ca moștenire în această rugăciune, ne oferă, de fapt, o imagine mai bogată a modului în care credinciosul plânge în prezența lui Dumnezeu. Și sesizăm mai bine aceste lucruri în momentul când trecem de la această structură la una chiastică. Și acest psalm este de obicei folosit didactic. E scurt, dar are toate ingredientele unei lamentații biblice. Cam asta e structura unei plângeri a credinciosului în prezența lui Dumnezeu. Mai întâi este strigătul după ajutor. După aceea e plângerea, durerea, ce-l doare, îi spune lui Dumnezeu ce îi se întâmplă. Dar apoi își afirmă încrederea în Dumnezeu. Abia târziu, nu în introducere, abia în a doua strofă, îi cere lui Dumnezeu ceea ce vede el ca fiind rezolvarea problemei, dar promite să celebreze ajutorul lui Dumnezeu și nu de unul singur, ci în mijlocul poporului lui Dumnezeu. Să facă din ajutorul lui Dumnezeu un motiv de bucurie comunitar, motivul de bucurie al poporului lui Dumnezeu. Așa arată o lamentație. Și una din scopurile principale ale rugăciunii de plângere este să aducă înaintea noastră următoarea oglindă. Spune-mi cum te plângi și voi spune cine ești. Când am citit afirmația asta, pentru mine a fost revelatoare. Spune-mi cum te plângi și voi spune cine ești. Puneți-vă această oglindă când plângeți, când vă rugați. În fața lucrurilor care vă dor și pe care le rostiți înaintea lui Dumnezeu. Plânsul nostru ne arată ce credem cu adevărat. Cine suntem noi? Ai cui suntem?
Ce credem cu adevărat despre oamenii din jurul nostru? Ce credem cu adevărat despre Dumnezeu? Când plângem, nu mai ținem să avem măștile pe fața noastră. Nu mai contează că pică machiajul de plâns. Ci renunțăm la astfel de măști. Și descoperim cu adevărat cine suntem înaintea lui Dumnezeu prin lacrimile noastre. Ce facem cu poverile noastre? Le purtăm singuri? Le spunem oamenilor să le poarte și ei cu noi? Sau Dumnezeu este parte la durerea noastră? Merge alături de noi? Încredințăm și Lui durerile noastre? Plângem în prezența Lui? Și această oglindă este evidentă la mormântări. Știți de ce? Acolo nu mai ținem cont de majoritatea măștilor. Le lăsăm jos. Și o să vă prezint două extreme pe care le-am văzut în mod constant. Am participat la mormântări în care singurul ucenic al lui Iisus Hristos era în sicriu. Și restul familiei era în jurul lui și plângea fără nădejde. Pentru că tot ce mai aveau erau amintirile. Credinciosul plecase din mijlocul lor. Dar am participat și mulțumesc lui Dumnezeu pentru un mormântări în care am văzut plâns. Am văzut durere, am văzut lacrimi, dar dincolo de ele, în mod incontestabil, era nădejde. O nădejde pe care omul nu o poate fabrica. O nădejde care iasă la iveală, răzbate în mijlocul lacrimilor și al plânsului. Modul în care plângem arată cine suntem și ai cui suntem cu adevărat. Și întotdeauna plânsul credinciosului are ceva în plus față de plânsul necredinciosului. Întotdeauna are ceva în plus. Chiar dacă primesc același diagnostic, chiar dacă sunt colegi de salon, de spital, pierd o rudă de același grad, trec prin același necaz, credinciosul are ceva în plus. Ceea ce aduce Dumnezeu, ceea ce aduce relația lui, ceea ce necredinciosul nu poate fabrica și nu poate face sau nu poate mima în momentele de criză. Și asta e nădejdea pe care numai Dumnezeu o poate aduce, nădejde în mijlocul întristării. David are reacția instinctivă să alerge la Dumnezeu, să plângă înaintea lui Dumnezeu. N-are nicio jenă să plângă înaintea lui Dumnezeu de o grămadă de ori, să-și verse inima înaintea lui Dumnezeu. David tace înaintea lui Dumnezeu, așteaptă răspuns, așteaptă ajutorul lui Dumnezeu. Și își declară încrederea în Dumnezeu, celebrează ajutorul Lui. În primul rând, strigătul după ajutor. Salvează-mă, Dumnezeule, prin numele Tău. Fă-mi dreptate prin puterea Ta. Dumnezeule, ascultă rugăciunea mea. Ascultă cu atenție cuvintele gurii mele. Încă o dată, David n-are nicio problemă să recunoască el nu deține controlul. E frică și pentru viața lui. E înconjurat de oameni mai puternici. Știe că nu poate controla împrejurările. Dar recunoaște că e dependent de Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu e judecătorul suprem, David se duce să-și pledeze cauza înaintea lui Dumnezeu. Fă-mi dreptate prin puterea Ta. Fă-mi dreptate prin puterea Ta. Și dorința lui David e ca Dumnezeu să intervine. Dar cum? Cum spune el? Nu. Prin numele Tău. Adică în mod fidel caracterului pe care Dumnezeu și l-a dezvăluit și l-a revelat în Scriptură. Așa cum s-a făcut cunoscut și a acționat în mod constant în istorie, credincios caracterului și numelui Său. Așa îi cere David lui Dumnezeu să intervină. Și în Exod 34 este unul din textele fundamentale în care Dumnezeu însuși se prezintă. Nu cum am vrea noi să fie, ci cum este El cu adevărat. Domnul Dumnezeu este milostiv și binevoitor, încet la mânie și plin de îndurare și credincioșie. El își păstrează îndurarea față de mii de generații, iertând fără de legea, nelegiuirea și păcatul, dar nu lasă nepedepsit pe cel vinovat, ci pedepsește nelegiuirea părinților în copii și în copiii copiilor lor până la a treia și a patra generație. Rugăciunea
este convingerea credinciosului că depinde de Dumnezeu. Când? Tot timpul. La bine și la rău. În sănătate și în boală. În bogăție și în sărăcie. Rugăciunea este expresia, dovada dependenței de Dumnezeu. Că Dumnezeu știe fiecare inimă. Că Dumnezeu aude fiecare strigăt. Că Dumnezeu vede și adună fiecare lacrimă în burduful său. De aceea, dacă El e judecătorul suprem, lucrurile nu pot rămâne fără cuvântul Lui, fără verdictul Lui final, fără intervenția Lui. Și de ce El se plânge? Doamne, fă ceva! Niște străini se ridică împotriva mea. Niște oameni groaznici încearcă să-mi ia viața. Ei nu țin seama de Dumnezeu. Se comportă de parcă n-ar fi existat vreun Dumnezeu. Fac ce vor ei toată ziua. Termenul străin pe care îl folosește David poate fi înțeles în două feluri. Străinii din afara Israelului, cei care nu sunt parte din poporul legământului, sau cei care au ieșit din poporul legământului, au trădat, dezertorii. Cei care au fost în poporul lui Dumnezeu, dar au ajuns să trăiască fără să țină seama de Dumnezeu. Ca și cum Dumnezeu nu ar exista. Faptul că zifiții sunt menționați în antetul psalmului ne ajută să înțelegem că străinii despre care vorbește David sunt dezertorii, trădătorii din poporul lui Dumnezeu. Dumnezeu n-are nicio problemă cu cei din afara Israelului. Încă de la creație, El vrea să binecuvinteze toți oamenii. L-a chemat pe Avram, de ce? Ca să binecuvinteze toate familiile pământului. Când se încheie istoria, ne spune El în cartea Apocalipsa, vor fi mântuiți în jurul tronului, vor fi oameni din orice popor, din orice limbă, din orice seminție. Dumnezeu nu are probleme cu străinii din afara Israelului, dar are o problemă cu oamenii care au ales să fie parte din împărăția diavolului. Și aceștia sunt străinii, cei care îl cunosc, dar s-au înstrăinat de Dumnezeu și luptă împotriva poporului său. Au devenit groaznici, dezumanizați. Plănuiesc să ucidă. Se comportă de parcă Dumnezeu n-ar exista. Răspândesc răul. Îi pândesc pe cei credincioși. Cetatea lui Iuda, cetatea zifiților, era parte din poporul Dumnezeu. Dar și-a abandonat privilegiile. Au devenit într-un fel replica sau armata sau imaginea amplificată a Edomitului Doeg. Cu adevărat un străin de poporul lui Dumnezeu. Dar acum sunt o grămadă care ar fi trebuit să fie din poporul lui Dumnezeu, dar trăiesc ca și străini. Și l-au urmat în planurile lui pe regele respins. Știți replica și tu, Brutus? Unul care a fost prieten al cezarului și s-a transformat în trădător, parte la complot. Cam același lucru îl spune și David. Cartea Proverbelor, când vorbește despre mincinoși, vorbește despre trădători, folosește imagini foarte incisive. Ca un ciomag, ca o sabie, ca o săgeată ascuțită. Așa este omul care depune mărturie mincinoasă împotriva semenului său. Ca un dinte stricat, ca un picior olog. Așa este încrederea în cel trădător în ziua necazului, dar este proastă. Trădătorii n-au dispărut odată cu David sau pe vremea lui David și vor continua să existe până la revenirea Domnului nostru Iisus Hristos. Așa ne spune El. În pilda neghinei, El ne spune că lumea întreagă e un ogor. Dumnezeu își seamănă sămânța Lui, își crește împărăția Lui. Diavolul e un agricultor foarte harnic și folosește același ogor. Își seamănă sămânța Lui, neghina, în același ogor. Și cele două împărății cresc. Deodată, pe aceeași lume, pe același pământ. Și diavolul încearcă să distrugă împărăția lui Dumnezeu. Și asta e realitatea în care vom trăi. Cărțile de membri nu o rezolvă. Numai venirea lui Hristos va separa în mod clar lucrurile. Cine este poporul lui Dumnezeu și cine este în afara lui. Însă adevărata întrebare nu este despre diavol. El e foarte harnic și o să rămână așa până la sfârșit. Ce vorba despre fiecare dintre noi? Cu cine ne aliem? Pe cine urmăm?
Interesele cărei împărății le promovăm noi, de fapt, prin faptele noastre, prin viața noastră? De partea cui suntem implicați în lumea spirituală? De ce împărăție aparținem? După aceste lucruri, urmează tăcere. La sfârșitul versetului 3 se încheie prima strofă și urmează un moment de tăcere. Nu știu cât a durat, dar și în rugăciune, la fel ca și în muzică, tăcerea, pauzele, durata lor sunt foarte importante. Și alături de melodie, alături de cuvinte, joacă un rol important. Jeremy Bagby, teolog și muzician, spune că muzica este o invitație de a experimenta răbdarea și o așteptare pozitivă și ne invită să cultivăm aceste calități. Ne invită să devenim parte în lucrurile pe care le auzim cântate, în cântecele pe care le cântăm și în felul ăsta, de fapt, să ne transformăm sau să ne lăsăm transformați prin lucrurile pe care le cântăm, prin muzica pe care o ascultăm. Selah marchează momentele de tăcere din psalmi. Și oprirea îl ajută pe David. În primul rând să înțeleagă ce a zis el până atunci. Să evalueze înaintea lui Dumnezeu ce a zis el. Să ducă imaginea pe care o are despre oameni, despre împrejurări, înaintea lui Dumnezeu să fie evaluată. Să-L aducă pe Dumnezeu în centru, să audă cuvântul Lui. Și după aceea să treacă de la ce a fost până acum la lucrurile influențate sau schimbate de prezența lui Dumnezeu. Numai așa, alături de Dumnezeu sau tăcând ca să-L auzim pe Dumnezeu, să auzim cuvântul Lui, putem trece de la teamă de oameni la încredere în Dumnezeu. În același timp, dacă în prima strofă a fost vorba de oameni care nu țin seama de Dumnezeu, ei trăiesc ca și cum Dumnezeu n-ar exista. A doua strofă începe cu David vorbind despre unul care alege să privească, din propria experiență, ca unul care alege să privească spre Dumnezeu, să-L facă personajul principal al vieții sale. Când David zice, iată că Dumnezeu este ajutorul meu, stăpânul vine în sprijinul sufletului meu, e ca și cum ne-ar arăta cu degetul. Îl vezi? Dar sunt lucruri pe care nu le vezi cu ochii aceștia. Nu te ajută un oftalmolog, dar te ajută credința. Să vezi că Dumnezeu este credincios numelui Său. Să vezi că Dumnezeu vine. Să vezi că Dumnezeu este preocupat de sufletul tău. Și aceste lucruri să devină reale pentru tine. Gerald Wilson compară această decizie de a ne concentra atenția pe Dumnezeu cu masă pe care doi îndrăgostiți o iau la restaurant. Știu că nu o să fie singuri, că trebuie să mai fie cineva acolo. Dar aleg să nu țină cont de cei din jur, să nu se lase distrași de cei din jur, ci să fie concentrați, cuceriți de persoana din față, pentru care merg acolo, indiferent ce s-ar întâmpla în jurul lor. Asta înseamnă să alegem să ne focalizăm atenția asupra lui Dumnezeu. Că-i plăcut, că-i incomod. Să-L păstrăm pe El în centrul atenției. Și avându-L pe El în centru, după aceea să ne punem pe noi. În jurul Lui să punem lucrurile care se întâmplă, oamenii care apar în viața noastră. Să privim în funcție de ceea ce este în centrul vieții noastre, ce am pus în centrul vieții noastre, în funcție de Dumnezeu. Pe de altă parte, momentele când nu facem asta și Dumnezeu e fie afară din viața noastră, trăim ca și cum nu există Dumnezeu, sau Dumnezeu este la periferia vieții. Asemenea momentelor în care mergem împreună cu copiii în mulțime și dintr-un moment de neatenție ei se pierd. De ce? Noi am tăcut sau ne-am retras sau ei au fost distrași, cuceriți, atrași de altceva și nu și-au mai păstrat părinții în câmpul lor vizual. Altceva a devenit lucrul important pentru ei. Și în mijlocul mulțimii, inima copilului este umplută de teamă. De ce? Pentru că nu-și mai vede părinții, se uită la altceva și își dă seama că este singur, se simte amenințat. Acum Dumnezeu nu e absent, nici când tace. Dumnezeu nu e absent când copiii lui trec prin pustie sau suferă. Dumnezeu nu e un stăpân care îți dă de lucru și te așteaptă la sfârșit să vadă dacă te plătește sau nu și tu îți faci treaba cum știi, nu. David spune, Dumnezeu este stăpânul care se îngrijește de sufletul meu.
Dumnezeu este stăpânul care se aplacă acolo unde suntem, ca să ne ajute, ca să ne ridice, ca să ne putem împlini misiunea. Și asta ne arată că psalmii au fost încredințați ca să ne învețe cum să trăim în relație cu Dumnezeu. Cum să ne rugăm, cum să vorbim cu Dumnezeu, să împrumutăm cuvinte, să împrumutăm din ceea ce au învățat alții. Când a fost greu, când a trecut prin pustie, când au fost prin Valea Plângerii, alții l-au găsit. Și așa îl putem găsi și noi. Psalmii ne arată cum putem găsi speranța, pentru că Dumnezeu este întotdeauna acolo. Versetul 5 este cererea sau cererea concretă a lui David. Spuneam că asta ar fi putut rezolva problema lui. Fie ca răul să vină să se întoarcă asupra celor ce mă pândesc, ca un bumerang. Ei îl aruncă, dar ei îl încasează. În credincioșia ta, nimicește-i. Răul nu poate rămâne nepedepsit. Trădătorii nu pot trăi așa veșnic, ca și cum Dumnezeu nu există. Dumnezeu trebuie să facă ceva cu cei care refuză să se pocăiască. Păcatul distruge, păcatul are acest efect de bumerang. Dar David își încheie psalmul cu o promisiune. Este promisiunea celebrării. Atunci îți voi aduce jertfe de bunăvoie. Voi aduce mulțumiri numelui Tău, Doamne, căci este bun, căci este bun. Jertfa de bunăvoie era alegerea omului. Când vroiai, o puteai aduce. Dacă vroiai, o puteai aduce Domnului. Ai făcut o promisiune Domnului, Dumnezeu ți-a răspuns și vrei să celebrezi bunătatea, credincioșia Lui, aduceai o jertfă de bunăvoie. Te bucuri să fii în relație cu El? Te bucuri să-L poți sluji? Îi aduci o jertfă de bunăvoie ca să-ți exprimi această onoare de a fi în slujba lui Dumnezeu. Dar faptul că cel credincios mânca o parte din jertfa de bunăvoie, că acea parte o putea împărți cu familia, cu slujitorii lui, cu leviții pe care îi avea în cetate, arată că celebrarea bunătății lui Dumnezeu, a îndurării lui Dumnezeu, nu era o problemă privată, ci era comunitară. Nu-ți împarți doar poverile cu frații de credință, ci trebuie să învățăm să ne împărțim și bucuriile, răspunsurile lui Dumnezeu. Că Dumnezeul nostru a intervenit în viața mea și a făcut asta pentru mine, că a intervenit în viața ta și a făcut altceva. Și în felul ăsta ajungem să avem o imagine mai bogată, mai mare despre Dumnezeu. Și asta ne arată din nou. David nu este preocupat doar să-i se rezolve problema. Are o problemă, știe care este, o spune, dar nu-l interesează doar rezolvarea problemei. Are vedere și alte lucruri, alți oameni care pot beneficia din acea experiență. Este vorba de ceilalți credincioși, care pot fi ajutați, încurajați prin experiența lui. Și psalmul se încheie ciudat. Își dorește, a mai fost parte și își dorește să mai fie parte la momentul în care necredincioșii sunt pedepsiți. Cum vi se pare asta? Într-adevăr, tu m-ai scăpat din toate necazurile. Asta ne rugăm și noi. Dar apoi el spune un lucru incomod pentru noi creștinii. Și m-ai făcut să privesc de sus la dușmanii mei. Cum e să zici asta? Care e acel loc de sus în care inima noastră nu se îngânfă, inima noastră nu e răscumpărătoare atunci când privește la judecata lui Dumnezeu? Este locul în care, spuneam și duminica trecută, suntem păziți, protejați de îndurarea lui Dumnezeu. Asta e cel mai de sus loc. În care am primit îndurarea lui Dumnezeu și cerem să ne dea putere să rămânem sub adăpostul îndurării Lui. Așa a fost în prima noapte de Paște. Au privit la cei care au respins îndurarea lui Dumnezeu. La cei care au trăit ca și cum n-ar exista Dumnezeu. Și ei și-au dus mai departe planurile. Putem fi liniștiți în prezența lui Dumnezeu și nu o să fim răzbunători. Nu o să avem o satisfacție păcătoasă când Dumnezeu pedepsește păcătoșii. Numai dacă ne agățăm de îndurarea lui Dumnezeu și rămânem în ea și cerem să ne păstreze în ea.
Psalmul 54 ne învață să cerem ajutorul lui Dumnezeu, să ne încredem în ajutorul lui Dumnezeu și să-L celebrăm împreună cu frații și surorile noastre de credință. E o rugăciune care ne arată că, indiferent care e pustia prin care trecem, indiferent care e valea plângerii, există nădejde pentru că Dumnezeu e întotdeauna acolo, că Dumnezeu este ajutorul nostru. Chiar dacă noi nu înțelegem ce face Dumnezeu, cum face, cum folosește aceste împrejurări ca să ne îngrijească sufletul, așa cum spune David. Dar știm că prin lucrurile prin care le face, El de fapt ne stârnește mai mult să ne apropiem de El. El ne oferă o tărie a încrederii pe care n-am putea o avea fără pustie. Există o încredere în Dumnezeu pe care nu o putem câștiga când ni se împlinesc planurile, când totul ne merge bine, când evităm valea plângerii. Există o încredere în Dumnezeu care nu-i disponibilă decât prin valea plângerii. Și putem cere ajutorul lui Dumnezeu, putem să ne încredem în El. De ce? Pentru că ăsta e drumul. Dacă El și-a propus să ne facă asemenea chipului Fiului Său, dacă Fiul Său a trecut pe acolo, prin valea plângerii, dacă a trecut prin necaz și durere și a biruit, noi Lui îi încredințăm rugăciunile noastre. El este marele nostru preot, care ne ia rugăciunile și ne poate ajuta pentru că a fost pe acolo. A fost prin valea plângerii. Asta ne spune autorul epistolei către evrei. El este acela care în zilele vieții Lui pe pământ a adus rugăciuni și cereri cu strigăte puternice și cu lacrimi către Cel care putea să-L scape de la moarte. Și a fost ascultat datorită evlaviei sale. Cu toate că era fiu, El a învățat ascultarea prin lucrurile pe care le-a suferit. A suferit și a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Și fiind făcut desăvârșit, a ajuns autorul unei mântuiri veșnice pentru toți cei care se ascultă de El, fiind numit mare preot de către Dumnezeu după modelul preoției lui Melchisedec. Psalmul 54 este scris când David mergea în pustie, indiferent care e contextul, 1 Samuel 23 sau 26. Pustia poate fi diferită pentru fiecare dintre noi. Valea plângerii sau cărarea plângerii poate fi diferită pentru fiecare dintre noi. Însă ce vedem în istorie, în istoria poporului lui Dumnezeu, în istoria bisericii, e că nimeni nu-L poate lăuda mai bine pe Dumnezeu decât cei care au fost prin pustie, decât cei care au rămas alături de Dumnezeu prin pustie, indiferent cât de mult i-a costat credincioșia, indiferent de prețul pe care l-au plătit în valea plângerii. Unul dintre ei a fost Traian Dors. În perioada comunistă a petrecut cumulat 18 ani în închisorile comuniste. Familia lui povestește că la un moment dat lucra în localitate pentru un securist. Era foarte slab, rămânea foarte slab. Și ei duceau mâncare zilnic și nu-și explicau cum se întâmpla asta. Când plecau ei, îi aruncau mâncare la câini. Nu-l lăsau să mănânce. Și o grămadă de lucruri cumplite pe care le-a trăit datorită credinței lui în Dumnezeu. Dar și el, ca și David, și-a scris rugăciunile, cântările și le-a lăsat ca moștenire bisericii. Una din cele mai frumoase cântări sau rugăciune ale lui este: N-am să uit, Iisuse, Doamne, niciodată. N-am să uit ce ai făcut pentru mine. Și vreau să ne uităm la o înregistrare în care el recită această cântare. E cândva spre sfârșitul vieții lui, mai puțin de un an înainte de moarte. Și într-o biserică mult mai modestă, o calitate a imaginii mult mai slabă decât ce avem noi, o biserică modestă, fără instrumente, el își retrăiește ajutorul, prezența lui Dumnezeu din pustia lui. Haideți să-l ascultăm. Și vom mai citi una publicată de acum în Cântări Nemuritoare, care cam tot de prin anii aceia de încercări am scris-o. N-am să uit, Iisuse, Doamne, niciodată.
din ce greu, prin ce minune m-ai scăpat. N-am să uit iubirea ta nemăsurată, bunătatea ta și grija zvinunată, că am fost mort și dintre morți m-ai înviat. N-am să uit cum când durerea era mare și am strigat să nu mă lași, că nu mai pot. N-am să uit cum mi-ai răspuns cu ce îndurare, cum în noaptea cea mai neagră de întristare mi-ai umplut de strălucire cerul tot. N-am să uit cum ai răspuns tu rugăciunii când credeam că sunt mai singur și uitat, când cei dragi nu mai știau că sunt niciunii, când tângeam de dorul soarelui și al lunii. N-am să uit, Iisuse Doamne, niciodată. Cât aș vrea să-ți pot aduce o mulțumire mai curată decât roua de pe crin și să-ți cânt un dulce cântec de iubire revărsat în stări de har și fericire din potirul sfânt al rugăciunii pline. Aici o greșeală, nu-i soarelui și al lumii, ci soarelui și al lunii. Și ziua și noaptea nu vedeam cer. Cât aș vrea să pot să-ți cânt ca altădată, când era senin, senin tot cerul meu, până nu plânsesem încă niciodată, până n-aveam inima împovărată, recunoscător, eu ți-aș cânta mereu. Dar acum, când după ani de pătimire, eu îmi reamintesc de bunătatea ta, vreau să-ți cânt un cântec numai mulțumire. Dar, Iisuse, te rog iartă, că neștire mă trezesc că îmi scaldă lacrimi fața mea. O, mai dă-mi, Iisuse, Doamne, primăvară, fără nori și fără plâns și fără chin, și dă-mi glasul fericit de odinioară să-ți aduc întreaga inimii comoară în podirul sfânt al rugăciunii plin. Și acest cuvânt doresc să-ți fie o mărturie pentru toți câți vor mai suferi cândva, ca să creadă în tine, Doamne, cu tărie și să strige către tine din urgie, ca să-ți cânte apoi ca mine slava ta. Amin. Astfel de oameni sunt modelele noastre de rugăciune. Au trecut prin pustie alături de Dumnezeu și au ieșit mai frumoși de acolo, cu sufletul înfrumusețat de Dumnezeu. Nu și-au dorit doar să scape. Ați observat cum și-a terminat cântarea? Și să strige către tine din urgie, alții, și să scânte apoi ca mine, slava ta, nu-i numai despre mine. Vă așeți aminte întrebările de la început? De ce te rogi? Ce ți-ai dori să se întâmple în urma rugăciunilor tale? Tu să numești problema precisă și Dumnezeu să-ți dea rezolvarea pe care tu o numești? Sau ar trebui să ții cont și de alte lucruri, de alți oameni în rugăciunea ta, care pot privi la pustia ta, la modul în care treci prin pustie și să fie încurajați să strige la Dumnezeu, pentru că Dumnezeu e credincios și nu-i lasă pe ai săi.